Bun găsit, dragi telespectatori, sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Vorbim despre porunci, ușor-ușor am ajuns la porunca a opta, să nu mărturisești stâmb împotriva aproapelui tău. Suntem în a doua parte, a doua tablă a legii, poruncile legate de relația cu aproapele. Porunca a opta, vă reamintesc că există un decalaj între catehismul Bisericii Catolice și catehismul Bisericii Ortodoxe. Practic, în Biserica Ortodoxă se vorbește de porunca a noua, rămânând ca să ne întâlnim la porunca a zecea, pentru că se unesc ultimele două porunci. Discutăm în această ediție despre porunca să nu minți cu invitații pe care îi avem și pe care îi salut și le spun bun venit. Mai întâi, bun venit Monseniorului Benone Farcaș. Bine ați venit și ne bucurăm să fim din nou împreună. Bine v-am găsit. Dumnealui este rector al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași. Bun venit și dumneavoastră, Părinte Ștefan Lupu. Bine v-am găsit. Dumnealui este decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Așadar, porunca opta, colegii mei vor derula deja pe ecran primele scheme grafice, așa cum suntem obișnuiți, ca să vedem mai întâi o viziune de ansamblu asupra tuturor poruncilor, toate cele 10 porunci, și apoi porunca pe care o tratăm acum, așa cum este ea prezentă în Cartea Exodului, capitolul 20, și în Cartea Deuteronomului, capitolul 5, observăm că se aseamănă foarte mult cu formula catehetică, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu depui mărturie falsă împotriva aproapelui tău, ne spune Cartea Exodului și Cartea Deuteronomului. Mă îndrept spre dumneavoastră, stimați invitați, pentru a vă întreba ce anume ne propune această poruncă, la ce ne invită, Monseniore, porunca a opta? Porunca a opta ne cheamă să trăim în adevăr, cheamă pe fiecare creștin să-și conducă viața în conformitate cu adevărul. Adevărul suprem, adevărul absolut este Iisus Hristos, cuvântul Tatălui. Și învățătura evanghelică, exemplul lui Hristos, ne îndeamnă întotdeauna să ne conducem viața după adevăr. Să excludem din viața noastră minciuna sub toate formele ei. Deci ce ne interzice porunca? Așa cum am spus, ne interzice minciuna care se manifestă în viața noastră sub diferite forme. Ce înseamnă minția? Spune minciuni, Părinte Ștefan. Dacă e să pornim de la formula biblică, să nu depui mărturie falsă împotriva aproapelui tău, înseamnă că cel care minte încalcă adevărul. Nu spune adevărul despre sine, nu spune adevărul despre cealaltă persoană, nu spune adevărul despre Dumnezeu. Foarte mulți sunt astăzi care spun, domnule, fără să minți, nu poți trăi. Nu te poți descurca în viață. Și minciuna este la ordinea zilei. Atunci mai este păcat, mai putem vorbi de păcat atunci când vorbim în... Am reflectat de multe ori asupra acestei probleme. De ce oamenii sunt înclinați să mintă și să falsifice adevărul? Și ca teolog de multe ori am în minte paradigma din Grădina Paradisului, când tatăl minciunii, diavolul, l-a înșelat pe Adam și Eva, încercându-i să fie altceva decât ceea ce erau. Deci mă gândesc de multe ori că omul este înclinat să mintă pentru că vrea altceva decât ceea ce este, că vrea să dobândească altceva decât ceea ce îi se cuvine. Și în urmare, toată această atmosferă a minciunii, pe care Ioan după aceea o descrie că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pare să fie o astfel de continuare. Însă, în calitate de creștin, consider că noi trebuie să trăim în lumină, să căutăm mereu adevărul, pentru că adevărul este cel care îl eliberează pe om și îl duce și la împlinire. Care ar mai fi și alte motivații? De ce mint oamenii? Este greu de spus, de apreciat sau de prezentat un singur motiv pentru minciună. Cu siguranță fiecare om care minte are un motiv. Fie că nu a avut o educație,
adecvată și încă din copilărie s-a obișnuit cu ascunderea adevărului, cu minciuna, fie că este împins de o necesitate, fie pentru că dorește să ridice pe o anumită treaptă a societății sau în carieră și atunci face uz de aceste metode necinstite, cum sunt mărturia falsă, calomnia și așa mai departe. Dar ne naștem cu înclinația aceasta la spune minciuni sau dobândim pe parcurs? Nu cred că ne naștem. Știu eu, cu excepția unui accident genetic care ar fi greu de probat, eu cred că omul, așa cum spune Sfânta Scriptură, se naște cu toate însușirile bune pe care Dumnezeu le sădește în el. Consider că obiceiul de a minte, de a spune minciuni, de a minți, se dobândește pe parcurs din cauzele pe care le-am enumerat mai înainte. Eu îmi amintesc mai multe cupluri, mai multe familii care au copii mici, de 3-4 ani, îmi spun: părinte, nu i-am învățat niciodată să spună minciuni. M-am trezit că pruncii mei mă mint în față. Da. A fost fie un exemplu de la grădiniță sau din alte grupuri în care trăiește, în care se învârte acel copil, fie, cine știe, o capacitate de a se ascunde, de a evita o pedeapsă. Eu gândesc că și teama este aceea care intervine și îl determină pe om să mintă. În momentul în care cineva mai mare în fața lui îl pune să recunoască adevărul, iar el nu este în stare, nu are curajul să spună adevărul, atunci minte. Și probabil că și oamenii, până la urmă, se obișnuiesc cu minciuna și chiar le place să fie mințiți, adică să creadă că celălalt chiar face cum gândește el. Dar poate că dumneavoastră aminteați de cartea Geneze, de ce s-a întâmplat acolo cu diavolul care a mințit mai întâi. Poate că s-a produs ceva în om. E și o înclinație. Noi în teologie vorbim despre căderea în păcat a primilor oameni și despre această tulburare a echilibrului care trebuie să existe în om, în el însuși, dar și în relațiile cu ceilalți oameni și cu Universul și cu Dumnezeu. Și noi numim această înclinație spre păcat concupiscență. Adică fiecare om care se naște are în el, natura lui, această înclinație spre păcat, pe care, sigur, după aceea poate să o corijeze, poate să o îndrepte și cu ajutorul Harului lui Dumnezeu chiar să o sublimeze. Dacă ar fi să recapitulăm, a cincea poruncă spune să nu ucizi, apără viața. A șasea poruncă, să nu faci fapte necurate, apără familia. A șaptea, să nu furi, apără proprietatea. Ce apără porunca aceasta? Apără în primul rând adevărul, apoi apără bunul nume al omului, apără în general persoana umană de tot ceea ce ar putea să o întineze minciuna. Care ar fi câteva forme de păcate împotriva poruncii acestea a opta? Primul păcat este minciuna, falsificarea adevărului. Apoi poate să fie mărturia falsă pe care cineva o dă pentru altcineva, poate să fie sperjurul, atunci când cineva îl invocă pe Dumnezeu ca martor, dar de fapt el în conștiința lui este sigur că minte, și gravitatea acestor acte depinde de adevărul care este falsificat, depinde de intenția celui care falsifică adevărul și depinde și de pagubele pe care le face persoanei celelalte. Apoi poate să mai fie și adularea unor persoane sau complezența sau vorbirea de rău sau alte forme de acestea prin care este atacat bunul nume al unei persoane sau prin care o persoană nu ajunge să cunoască adevărul din cauza că cineva îl falsifică. Vorbim despre formele minciunii. Între timp, colegii mei vor derula pe ecran imagini care ilustrează ceea ce spunem noi aici. Părintele amintea de altfel, dacă citim bine porunca în cartea Deuteronomului și în cartea Exodului, ne vorbește de mărturia falsă dată la proces, nu? De ce este atât de gravă mărturia aceasta falsă?
Pentru că ea poate influența cursul normal al vieții unui om. O mărturie falsă îl poate lipsi pe om de libertate, îl poate acuza pe nedrept în fața comunității, îl poate lipsi de o anumită proprietate. Deci mărturia falsă poate avea consecințe dintre cele mai grave în viața unui om. Îi poate distruge familia, îi poate distruge viața. Dacă am tot vorbit despre formele acestea ale minciunii pe care le-ați amintit dumneavoastră, descoperiți că ar fi unele prezente, mai prezente astăzi, care credeți că ar fi mai prezente astăzi din păcatele acestea care le-ați menționat sau forme ale minciunii? Ar fi judecata temerară, calomnia, defăimarea, vorbirea de rău. Cred că acestea sunt elemente prezente în societatea noastră. În general este bârfa. Când doi se întâlnesc, vorbesc despre al treilea. Dar sigur nu pentru bunul nume al celuilalt, ci să spună cu ce a mai greșit, ce a mai făcut, sau să-i spună celuilalt tot ce mai zis ăsta despre tine. Și în felul acesta cineva își face o imagine greșită despre celălalt. E întâlnită la tot pasul. Când se întâlnesc doi oameni, mai de obicei vorbesc despre al treilea. Apoi sunt, bănuiesc că sunt și forme noi ale minciunii. Mă gândesc la acelea care apar pe internet când îți îmbunătățești imaginea, poza, deci ca să apari mai altfel decât... Da, sunt toate aceste încercări de a fi altceva decât ce ești în realitate. Și mă gândeam că această poruncă vrea să tuteleze, de fapt, relațiile dintre oameni. Pentru că relațiile dintre noi trebuie să fie transparente, trebuie să fie clare, trebuie să fie luminoase și astfel să putem clădi o comunitate bazată pe încredere. În momentul în care minciuna distruge această încredere, e clar că se distruge și claritatea aceasta a relațiilor și soliditatea unei comunități umane. Venim la Sfânta Scriptură, Monsignore. Sunt persoane care au mințit în Sfânta Scriptură, care au tras consecințele minciunii după. Ați putea să dați exemple pentru ca să înțelegem mai clar la ce duc păcatele acestea împotriva poruncii acestea. Exemple de minciună găsim încă din prima pagină a Sfintei Scripturi, atunci când la întrebarea lui Dumnezeu Adam și Eva au încercat să se eschiveze de la mărturisirea adevărului. După aceea, diferite personaje, diferite grupuri, poate chiar de oameni, au spus neadevăruri, au făcut afirmații mincinoase. Despre unele din ele ni se spune chiar și cum au fost pedepsiți, fie prin lovirea cu pietre, așa cum prevede Deuteronomul, fie prin alte metode, prin excluderea din comunitate. Chiar și în Noul Testament avem exemple de minciună. Însuși Iisus a fost victima unei minciuni atunci când martori falși l-au acuzat că l-a hulit pe Dumnezeu. În prima comunitate creștină au existat persoane care au mințit în legătură cu bunurile lor atunci când se obișnuia ca averele să fie puse în comun. Deci au fost întotdeauna exemple de persoane care într-un fel sau altul au evitat adevărul sau chiar l-au denaturat. Vă mai amintiți alte exemple, părinte? A zis Anania și Safira, nu? Cei care în comunitatea primară au venit și au spus apostolilor: iată, noi am vândut ogorul nostru, am luat atâția bani și vrem să-i oferim pentru comunitate. Și Sfântul Petru a întrebat: oare cu atât ai vândut ogorul? Și ei care s-au pus de acord au zis: da. Dar spune, ați mințit împotriva Duhului Sfânt cu această afirmație și atunci au murit din cauza minciunilor. Sau bune marturi mincinoși care au participat la acuzarea Sfântului Ștefan, care este patronul meu, acuzându-l că a mințit și atunci el a fost ucis cu pietre în mod nevinovat. Dacă vorbim așa de minciună, totuși, cum să judecăm lucrurile? De exemplu, minciuna este un instrument al politicienilor. Când sunt în campanie electorală, mint de îngheață apele. Mai e păcat în cazul ăsta? Sau cum trebuie judecat?
Sigur că este păcat. O anumită atitudine nu poate fi considerată corectă sau incorrectă în funcție de atitudinea unei mulțimi sau unei societăți relativ la această realitate. Există un standard evanghelic care trebuie respectat și atunci când adevărul este adevăr, iar minciuna este minciună, nu pot fi schimbate aceste realități. Nu poți să spui despre o minciună care rostită de un politician sau de o autoritate a societății, a statului, devine adevăr numai prin faptul că a fost spusă de acea persoană. Bine, dar dacă nu minți și nu promiți luna de pe cer, nu mai ești ales. Foarte bine, atunci să nu fii ales, pentru că oricum nu va putea să împlinească o promisiune minciunoasă. Nu? Minciuna este dovada lipsei unei educații și a unor convingeri cu adevărat creștine. Un om care își conduce viața după principii false, nu știu dacă merită încrederea semenilor săi. Și apoi vedem situația de fapt. Dacă politicienii ar trăi, să spunem, în adevăr, atunci probabil și participarea la vot ar fi mai mare. Dar câte vreme scade numărul celor care votează, este și un semn că nu au încredere în cei care vin și promit și după aceea știu că oricum fac altceva. Dar din altă perspectivă, o societate poate să fie construită doar pe adevăr. Pe minciună se prăbușește, este să construiești o casă pe nisip. Deci dacă vrei să pui temeliile unei societăți, trebuie să le pui pe adevăr. Chiar dacă uneori adevărul este mai greu de spus, mai greu de realizat, dar prin efort se poate ajunge la construirea unei societăți drepte. Altfel, o societate mincinoasă este o societate coruptă în care au de suferit toți. Lucrați și cu mijloacele de comunicare socială. Aici sunt ceva reguli, întâlnim minciuna. Există și aici o deontologie profesională cât privește mijloacele mass media și ele trebuie să fie atente la adevăr și să transmită adevărul. Atunci când informează, trebuie să transmită potrivit adevărului. Dar și aici și adevărul trebuie transmis potrivit respectului față de persoane, atenția față de binele comun, față de dreptate, pentru că nu întotdeauna o informație este neutră. Deși astăzi vedem de multe ori că aceste mijloace s-au desprins de moralitate și sunt folosite chiar și în lupta ideologică, sunt folosite și pentru carieră, pentru a obține anumite interese, luptă împotriva cuiva și atunci sunt desprinse de moralitate. Însă și ele atunci se desprind și de adevăr. Ce responsabilitate este cu atât mai mare cu cât informațiile ajunge la masă, în public la și mai mare. Trebuie să ne gândim și la cei care urmăresc mass media, în special copiii, tinerii care sunt în formare, care încă nu și-au format un discernământ suficient și poate să le deformeze și lor criteriile obiective ale adevărului și ale dreptății. Totuși, în Scriptură întâlnim cazuri în care minciuna nu este condamnată totdeauna. De exemplu, când iscoadele ajung în țara promisă și ajung acolo la o prostituată, sunt ascunse iscoadele, vin cei din țara respectivă și întreabă, sunt aici? Nu, au plecat de mult. Sau, să ne amintim ce se întâmplă în cartea Exodului, când faraonul dă poruncă să fie uciși toți băieții care se nasc. Și moașele spun minciuni și spun, domnule, până am ajuns noi s-au născut băieții și nu avem ce să facem. Este minciuna, sunt circumstanțe când este scuzabilă? Aceste exemple pe care ne le-ați oferit, ele se prelungesc în istorie. Am fost noi înșine poate martorii unor astfel de minciuni în timpul comunismului, când lumea era nevoie să ascundă adevărul pentru a putea, spre exemplu, frecventa biserica. Sau spuneau adevărul trunchiat pentru a nu avea de suferit din această cauză la servici sau la școală.
Este un teren destul de delicat acesta al minciunii necesare. O conștiință care este bine formată, bine educată, poate să facă diferența între o minciună care, a cărei consecință este denaturarea adevărului, grava adevărului, știrbirea bunului nume a unei persoane. O consecință ar putea fi, știu, unei minciuni serioase și lipsirea de libertate, cu o trunchiere a adevărului care poate să aibă ca rezultat un bine, un bine necesar, un bine real. De aceea, în general, este bine de evitat această situație, pentru că nu este ușor întotdeauna să vedem unde începe minciuna care provoacă răul și unde se află acea, să spunem, trunchiere a adevărului care este menită să apere pe cineva. Monseniore, suntem în spital. Doctorii știu despre un bolnav că mai are puțin și se duce. Îi spunem adevărul că mai are puțin, îl omorăm mai repede. Sau îi spunem o minciună? Mai trăiești, om? Nu știu dacă acest lucru este întotdeauna real, că va muri mai repede. Eu cred că omul trebuie să cunoască adevărul despre sine pentru a se putea pregăti cu adevărat la pasul pe care urmează să-l facă, la trecerea din această lume. De aceea cred că este bine ca persoana care suferă și care, în conformitate cu părerea medicilor, se apropie de sfârșitul vieții, să cunoască adevărul despre această realitate. Ce facem în cazurile în care mi se cere să spun un lucru care este secret? Aș porni mai întâi de la regula că tot ceea ce spunem noi trebuie să fie conform cu adevărul, dar nu întotdeauna ești obligat, constrâns să spui tot adevărul. Așa este vorba despre secretul profesional și mai ales în cazul nostru secretul spovezii. Cineva poate să-mi ceară mie să-i spun tot adevărul, dar nu are dreptul să cunoască tot adevărul. Și atunci eu nu pot să-i spun lui lucrurile pe care le cunosc în mod particular de la o discuție cu cineva care mi-a încredințat secretul lui și eu să-i spun lui. Deci nu sunt obligat să-i transmit acest adevăr. Și atunci ar fi, îi spun într-o formă directă, nu ai dreptul să cunoști acest adevăr, sau îi spui într-o anumită formă încât el să renunțe la mai cere. Ce trebuie să facă unul care se descoperă că a mințit, a înșelat, a adus, eu știu, pagube celui de lângă el? Ca și în cazul poruncii a șaptea, persoana respectivă trebuie să repare răul făcut, în măsura în care acest lucru mai este posibil. Deci să recunoască faptul că a rostit un neadevăr, un neadevăr care a avut ca și consecințe pătarea bunului nume a cuiva. Cum putem să-l ajutăm pe un om care este dependent de minciună, minte la tot pas? Ca orice altă dependență, și în această situație, omul trebuie să fie ajutat să recunoască ceea ce este, să recunoască dependența sa, și în momentul în care recunoaște acest lucru, cred că este deja pe calea cea bună și poate să renunțe. Dar trebuie să se convingă de faptul că, până la urmă, adevărul este Dumnezeu și el nu poate să lupte împotriva luminii. Până la urmă, lumina este cea care cuprinde și întunericul. Există iertare pentru unul care a dus paguba aproape lui sau? Deci iertarea o primește în momentul în care recunoaște fapta săvârșită și caută să repare daunele provocate aproape lui său prin minciună. Dumneavoastră ați fost mințit? Cu siguranță am fost mințit. Cred cu greu s-ar găsi o persoană care nu a fost niciodată mințită. Da, am fost mințit. Uneori în față, alteori știu, în ascuns. Cum ați reacționat? Da, depinde de la situație la situație. Nu cred că există o reacție generală. În general, m-am străduit să-l conving pe cel care mi-a adresat o minciună că ceea ce a făcut este un lucru greșit, care îl îndepărtează pe el, în primul rând, de Dumnezeu. Pe mine mă poate minți, cred că se poate minți și pe sine, dar nu-l va putea minți niciodată pe Dumnezeu.
Vă întreb și pe dumneavoastră. Nu vă întreb dacă ați spus minciuni, ci vă întreb dacă ați spus mințiri. Sigur. Suntem într-o comunitate, suntem oameni aflați în relații unii cu ceilalți și există mereu astfel de situații. Cel mai dureros atunci când te minte cineva apropiat, cineva pe care îl consider prieten, pentru că relația este cu atât mai strânsă și mai sensibilă și atunci minciuna este cea care tulbură și rănește. După aceea depinde și gradul în care cineva te-a mințit și ce consecințe a provocat. Dacă ar fi să rezumăm, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, cu ce rămânem din această poruncă? Cred că lucrul cel mai important pe care îl tragem din această poruncă a lui Dumnezeu este aceea că Dumnezeu este adevăr și noi atunci când respectăm adevărul, când îl trăim, suntem mai aproape de Dumnezeu și beneficiem de dragostea Lui necondiționată. În același timp, suntem și la finalul unor serii de emisiuni legate de poruncile lui Dumnezeu. Porunca 8-a este ultima pe care noi o tratăm, pentru că am vorbit despre porunca 9-a și a 10-a când le-am tratat pe cele poruncile a 6-a și a 7-a. Fiind la finalul unei serii despre porunci, ce a însemnat pentru dumneavoastră experiența participării la aceste ediții și în același timp să vorbim despre poruncile lui Dumnezeu? Pentru mine a fost o experiență interesantă, mai ales gândul că toate aceste discuțiile noastre sunt de mare actualitate. Trăim într-o societate care se plânge de corupție, se plânge de lipsă de sens, de dezorientare. Iată, poruncile lui Dumnezeu, date cu atâta vreme în urmă lui Moise, poate să constituie niște indicatoare pe care oamenii, respectându-le, poate să ajungă la regăsirea sensului, regăsirea bucuriei vieții. Și dumneavoastră ați participat la toate edițiile legate despre porunci. Ce a însemnat pentru dumneavoastră experiența asta? A fost o experiență foarte pozitivă, deoarece, în mod obișnuit, atunci când vorbim despre aceste lucruri, ne adresăm unui număr limitat de persoane, pe când la aceste întâlniri am putut să ne facem auziți la un număr mult mai mare și aceste emisiuni vor rămâne în spațiul public o perioadă de vreme. Și sper că aprofundarea acestor porunci, a exigențelor lui Dumnezeu, îi va face pe oameni să înțeleagă natura relațiilor dintre ei, cum pot fi ele îmbunătățite și cum poate fi îmbunătățită relația cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru participare la aceste ediții și la această emisiune legată de porunca a 8-a. Dragi telespectatori, au fost cu noi de-a lungul acestor ediții legate de porunci și ca și la ediția aceasta Monseniorul Benone Farca și Părintele Ștefan Lupu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit în cadrul acestor ediții, precum ne-ați urmărit și în această ediție legată de porunca să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Reținem ceea ce Apostolul Paul sau Pavel ne îndeamnă pe Coloseni: să nu vă mințiți unii pe alții, fraților, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Mă rog lui Dumnezeu să spunem totdeauna adevărul. La revedere!